În localitatea Piatra Albă din raionul Ialoveni din Republica Moldova, gospodarii se laudă că pomii sunt încărcați cu fructe, chiar dacă vremea capricioasă din această primăvară a dat peste cap creșterea fructelor. Vasile Andronache susține că deja are cireșe pentru vânzare, iar cumpărătorii fideli nu ezită să cumpere, cu atât mai mult cu cât prețul a scăzut și costă aproximativ 30 de lei kilogramul. Vremea capricioasă din această primăvară i-a pus în gardă pe mulți producători de cireș, care s-au speriat că vor rămâne fără roadă în acest an. Se pare însă că nu toți agricultorii au fost afectați de intemperii. Vasile Andronache din localitatea Piatra Albă, raionul Ialoveni, deține 1 hectar de livadă plantat în anul 2004 și spune că din cele 6 soiuri de cireș, doar unul a fost afectat. A fost inflorescența puțin mai târziu, a fost. Adică nu dovediți să formeze fructul încă. Și de atâta s-a înghețat. Livada mea are 14 ani. În 14 ani, numai într-o an, nu a fost polinizare, a fost frig în momentul acela și ploios a fost. Și nu a fost polinizarea, nu s-a petrecut și au fost vreo 5-10% din roadă numai. Dar în rest, toți anii, bine, normal. Bărbatul susține că deja are cireșe coapte pentru vânzare și nu duce lipsă de cumpărători, cu atât mai mult că și prețurile sunt accesibile. La moment se scoapte astea de mai și au început să coacă Valeri Cicalov. Se întreabă bine, cumpărători sunt. Prețul e 25-30 acum. Accesibile sunt, socotul accesibile. Vasile Andronache se laudă că pierderi nu va registra în acest an, întrucât pomii sunt încărcați cu fructe. Este roadă, sunt mulțumit. La un copac poți culeg 4 căldări. 4 căldări aproximativ? Aproximativ 35-40 de kilograme. Investițiile primii 5 ani nu am cules, n-am realizat, n-am vândut. Dar după asta am început a vinde. Vin cumpărătorii și cumpăr în gro de la mine și apoi merg în piață și le vând. Și acum tot așa, da? Da, acum tot așa, fiindcă eu nu dovedesc, nu pot să merg la piață să le vând. Întrucât plantația bărbatului este chiar la traseu, unii oameni vin direct de la livadă să cumpere cireșe. Îmi plac, zbune. Prețul? Zbune. Prețul e convenabil. E accesibil pentru... ca pentru așa produs ca cireașa. Pentru cine l-ați cumpărat? Pentru nepoțel. Pentru nepoțel. Da, nepoțel mic și pentru mine. Gospodarul susține că este tot anul în livadă și are grijă să respecte toate tehnologiile de îngrijire care se impun. Lucrările facem curățit, tăierea în pomi facem, pe urmă stropitul, pe urmă cu tractorul mergem și afânăm solul. Adică n-ați mai mult sunteți aici? Da, aici, cum se duce omătul, gata. Aici în fiecare zi să am grijă de copaci. Dar noaptea? Noapte când avem cireșele coapte, tot păzim. Prețul unui kilogram de cireș variază între 25 și 50 de lei, în funcție de soi. Cireșele sunt apreciate pentru conținutul bogat de vitamine, minerale, antioxidanți și substanțe active. De asemenea, mențin sănătatea celulelor organismului, prevenind astfel mutațiile celulare și apariția cancerului. Totodată, cireșele scad durerea, în special cea scheletică și musculară. Astfel, cei care lucrează mult fizic stau mult în picioare sau, din contra, stau mult pe scaun, ceea ce le provoacă dureri, precum și cei care practică sportul de performanță, se pot bucura de beneficiile antidurere ale acestor fructe.